Aproximativ 126.000 de persoane din totalul de 480.000 de locuitori ai județului vor beneficia după alegerile locale din data de 5 iunie de ajutoarele oferite prin programul operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, finanțate din fonduri europene, a declarat miercuri într-o conferință de presă prefectul Lucian Goga potrivit Agerpres, întrucât acum prioritatea autorităților sunt alegerile locale, dar și pentru a nu exista suspiciuni că aceste pachete ar fi mită electorală. Contractul derulat prin Ministerul Fondurilor Europene va fi semnat după data de 5 iunie. Instituțiile prefectului din toată țara coordonează aceste pachete și cred că este bine să se facă după alegeri din două motive. În primul rând că nu este timp și doi, să nu se interpreteze că cineva cu fonduri de la minister face altceva și schimbă destinația acelor pachete. Numărul de beneficiari a fost stabilit de un grup de lucru, format la nivelul instituției în colaborare cu primăriile din județ, a precizat prefectul Lucian Goga. Prin programul operațional ajutorarea persoanelor defavorizate vor primi pachete cu alimente beneficiarii ajutorului social, șomerii cu indemnizații până în 400 de lei, șomerii neindemnizați, pensionarii ale căror drepturi sunt sub 400 de lei și persoanele cu handicap grav și accentuat.